Oamenii legii au ales să se întâlnească cu angajații Serviciului Județean de Ambulanță dimineața la ora 7, atunci când are loc schimbul de tură. Ei au profitat de eveniment pentru a-i controla cu etilotestul pe conducătorii auto, care urmau să își înceapă ziua de muncă. Mare a fost mirarea polițiștilor când au descoperit că unul dintre angajați s-a prezentat la serviciu sub influența alcoolului. Sunt 25, testul este pozitiv. Ați consumat băuturi alcoolice aseară? La ora 9:00. Vestea a căzut ca un trăsnet printre angajații instituției. Oamenii legii nu s-au lăsat impresionați, ci au decretat cu fermitate. Dânsul nu poate să mai intre în servici, nu este apt din punct de vedere psihofizic să conducă un vehicul care se deplasează regim de prioritate pe drumul de publice. Aș dori să luați măsurile și domnul manager, aș dori să luați măsurile necesare și să ne comunicați la serviciul rutier în cursul zilei de astăzi. Părerea mea este că a fost o greșeală extraordinar de mare a acestui conducător auto și se vor lua măsurile care se impun. Acțiunea polițiștilor a survenit după ce săptămâna trecută o ambulanță a fost implicată într-un accident rutier, eveniment în urma căruia o persoană și-a pierdut viața. Pentru că șoferul circula cu semnalele acustice și luminoase fără a fi necesar, oamenii legii au ținut să le reamintească ambulanțierilor condițiile în care pot apela la girofar și sirenă. Așa cum spunea și la precedenta întâlnire, continuați să folosiți în mod excesiv sirenele. Și chiar și acolo unde nu este necesar. Și avem în vedere accidentul de circulație, din păcate soldatul de ceas, unei persoane în care a fost implicat un autovehicul de la această unitate și în care conducătorul auto, cu toate că nu trebuia conform ordinului ministrului, a folosit. Trebuie să le reamintim condițiile în care trebuie să utilizeze semnalele luminoase și acustice. Totodată s-a procedat și la testarea cu aparatul alcool test și ce este mai important, faptul că în mâinile lor stau viețile pacienților și trebuie să fie foarte atenți. În ceea ce îl privește pe șoferul descoperit la serviciu în stare de ebrietate, acesta va trebui să dea explicații pentru gestul său în fața unei comisii de disciplină. Greșeala poate să-l coste chiar slujba.